O hotărâre judecătorească fără precedent în Statele Unite ale Americii ar putea schimba regulile pentru care firmele de asigurări vor oferi despăgubiri. O companie de asigurări trebuie să dea 5 milioane de dolari unei femei după o partidă de amor într-o mașină. O femeie din SUA ar urma să primească despăgubiri de peste 5 milioane de dolari pentru că ar fi contractat o infecție cu transmitere sexuală după ce a întreținut relații sexuale într-o mașină, informează BBC citată de Digi24. Ea a relatat că s-a infectat cu HPV în urma unor relații sexuale cu partenerul ei de atunci, care au avut loc în mașina lui. În prezent, al doilea cel mai mare asigurător auto din Statele Unite, Geico, trebuie să îi plătească femeii suma de 5,2 milioane de dolari, după ce Curtea de Apel din Missouri i-a dat dreptate acesteia, pentru că mașina respectivă era asigurată de compania americană. Geico a contestat decizia. Conform sursei citate, în 2021, femeia a trimis prima notificare către compania de asigurări pentru a cere despăgubiri, în care susținea că fostul iubit a contribuit la infectarea cu HPV prin neglijență, luând măsurile de precauție adecvate și ascunzând diagnosticul. Infecția cu HPV este cea mai răspândită boală cu transmitere sexuală, potrivit Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA.